Deci, acești nemernici vor să ia Institutul. Bă, și lui Emil Constantin. Am înțeles că lui Ilescu vor să îi l-au luat. Bă, dar ticăloși mai sunt. Bă, dar ce împuțit sunt și ce păduc sunt, băi, tot așa. Nu prea îmi place de maestru Coroiu și nu-l urmăresc nici când apare la televizor, nici blogului, Cristoiu blog sau nu știu cum se numește. Dar mai ieri mă uitam la o televiziune din provincie pe care o monitorizez pentru că îmi pare cumva altfel și am văzut că de dimineață îmi dă integral un blog de-al lui Cristoiu, în care maestru atacă dur pe tefeliști, tineri frumoși și liberi, pe useriști, pe acei din Parlament care au votat împotriva milionului dat schitului de pe Muntele Athos. Și maestru își amintește cum 15 ani în urmă a fost pe acolo, împreună cu șeful lui, cum și-au făcut cafea gratis și cum s-au minunat de ce au văzut acolo. Citește de restricțiile de pe Muntele Athos, inclusiv restricția de a intra acolo dacă ești femeie. Și du-te și la dulap puțin. Du-te și la dulap cum ai luat zahăr. Deschideți dulap. Da, unde e zahăr? De-i zahăr, da? Aha. Păi tu, spune zahăr. Aici e zahărul? Și asta lui nu-i se pare scandalos și suficient ca să respingi acordarea ajutorului de aproape 1 milion. Din contra, el diminuează și suma, zice că se dă vreo 800 de mii, când de fapt Parlamentul a votat deja aproape 1 milion de euro ajutor anual unui schit, unei biserici din Grecia, care biserica e făcută de vreo 40 de călugări neauși de pe plai. Și Cristoiu pretinde că însuși Ceaușescu nu zice că le-a dat bani, dar s-a întâlnit cu niște călugări de acolo și deci i-a tratat cu respect cel puțin. A acceptat icoană de la ei, el care era un comunist. Și au venit ateiștii și babuinii de români, carașii, cum le zice eu, cunoscut de-al meu, babuinii nu fac gălăgie, că ei sunt românul letargic. La ei, cum să spun. Dar Cristoiu, care tot a fost comunist, îi acuză pe tefeliștii, pe useriștii care au votat contra, îi acuză de securism, dar se știe că însuși Cristoiu a fost sursă, agent de influență la securitatea comunistă și a lucrat în propaganda comunistă, deci look who's talking, cum se zice rusește, cea bă carova măceala, vașa bă malceala. Și Cristoiu, am înțeles că știe rusește, deci probabil înțelege. Da, atât de bine știe rusește, încât aproximează și zice bezdomnăie la cei care îi credea bezbojnăie, adică boschetari îi încurcă cu atei, necredincioși. Deci, mânia maestrului se îndreaptă împotriva celora care nu cred. De parcă el nu tot ateu a fost ca să răzbată pe linie de partid, pe linie de propagandă, în timpul lui Ceaușescu, când avea încă de mult numele de cod Coroiu, ca să-și toarne colegii subalternii de la Scânteia Tineretului sau unde lucra el. Tu de unde vine, mă, analfabeții ăștia, politcultiștii ăștia? Sunt că n-ai nici... Dumneavoastră nu știți cum era fost în anii 50. Deci, dumne, deci promovase, nu bandiție, Pătrășcanu, ăla, Bodnăraș, asta Tante Pau chiar citea Capitalul Nemțește. Și chiar gândesc, eu grozi, au promovat pe tot felul, bucătărese, tractoriști, analfabeți. Deci el e foarte supărat pe ateii de acum, îi acuză de securism, el la rândul lui fiind un securist, și folosește un limbaj foarte coroziv, periculos, aș zice chiar legionar sau bolșevic. Îi dezumanizează pe atei care au votat în mod democratic, n-au incitat la spânzurare, la execuție publică, n-au făcut fapte ilegale, ci și-au exprimat dreptul fundamental, dreptul de a se exprima, dreptul de a vota. Și împotrivă, nu erau obligați să voteze alături de PNL, de PSD și de alți populiști pentru milionul ce l-a dat schitului
de la Prodromul, de altfel el se laudă că a fost acolo în 2015, dar după aia răsvăiește prin toate cărțile ca să-și amintească cum se numește corect, Prodromul sau Podromul. Deci omul are în cap și pogroame că încurcă, deci atât de bine a fost, atât de tare el ca om de litere s-a interesat cum se numește schitul acela, încât acum nu-și amintește cum se numește corect și caută prin reviste. Și tot asta face la o televiziune în direct. Păi, nebunesc. Schitul. Careia, Marea Lavră. Prodromul, mă, nu Podromul. Prodromul. Direct. Nu indirect, în reluare, pentru că a doua sau peste vreo două zile am văzut că și după amiază dădea încă o dată blogul ăsta și dădea și alte bloguri. Acum văd că canalul nici măcar nu emite, atât de jos a ajuns. Dar mi se pare scandalos că maestru Coroiu folosește limbaj contondent, coroziv, dincolo de limita legalității, pentru că îi dezumanizează pe cei care îi consideră adversarii săi ideologici și numește păduchi, nemernici, pe unii chiar îi numește bandiți, criminali, ceva de felul ăsta. Ceea ce mi se pare inadmisibil, mai ales dacă acel blog nu-l pui doar pe YouTube, dar dai și la televizor și ar trebui să se sesizeze, să se autosesizeze CNA, pentru că o structură de stat care să apere libertatea de exprimare, drepturile fundamentale ale ateilor, nu prea o găsim. Poate CNCD, acela care să prevină discriminarea, dar și acolo probabil sunt habotnici, nu vor sări să apere libertatea de conștiință și atacul legionar sau bolșevic la adresa celor care au libertate de conștiință și poate sunt sceptici, poate chiar sunt religioși, dar nu cred că e necesar să dăm 1 milion de euro pe an pentru un schit, o biserică acolo în Grecia. Să nu umbli în jurul mănăstirilor îmbrăcat impropriu, nu-i permis în șor sau cu pălărie. Ia uite, mă, cu pălărie nu-i voie. Atenție, bărbați. În mănăstire nu este permis să mergi în chiloți la toaletă. Nu mi-am părut. Nu sunt permise costumele de călărie, ori de sport și mânecile scurte. Ia uite, mă. El și alții care apără ideea zic că e o tradiție, o tradiție de maxim 200 de ani. Până acum nu aveam așa ceva. Nu știu de ce ne ambiționăm. Zice că Rusia dă milioane ca să-și întrețină mănăstirile de pe muntele Athos. Dar noi nu avem decât un schit sau două și acele n-au categorie, n-au statut de mănăstire și deci n-au drept de vot acolo pe muntele Athos, dar ne ambiționăm, ne burzuluim să dăm din banii publici, din sărăcie în care ne zbatem, după ce am alimentat cu milioane o mega catedrală faraonică care e mai înaltă decât Casa Poporului, proiect ceaușist tot megaloman. Să mai dăm acum încă 1 milion pe an pentru o mănăstire. Ca să ce? Ce să facă? Călugării ce din acest milion? Ce naiba să facă? Că am văzut pe site-ul lor, pe lângă regulile cele total nedemocratice care interzic accesul femeilor și celor de alte confesiuni sau ateilor, că te sfătuiesc să vii cu bani. Bancnote mai mici de 100 de euro ca să poți da la pomelnice, să poți face donații acolo. Da, sigur. Și mai vreți încă 1 milion din bani publici, din banii tuturor, inclusiv din banii mei de atei, de ateu? Pașlina Turbincu, aș zice eu dacă aș fi personajul lui Ion Creangă. Dar deocamdată vedem că Alde Coroiu și cei care gândesc ca el, cei din mass media, cei din clasa politică, din oportunism, din populism, continuă să dea acești bani și milioanele de cetățeni habotnici continuă să aplaude acest gest și cred că ne merităm soarta. Vrem prezervative, nu sunt împărtășani. Vrem trotinete și nu vrem cădelnițe.